sârlii, s-nvârtește roata. Copiii așteaptă sărbătoarea. Trebuie să ne grăbim. Eu am pregătit cadourile. Tu, nepoțicu, ai verificat dacă copiii au învățat cântece, colinde? Da, moșule, au învățat de toate. Pinguinule, ai verificat numărul de cadouri pentru copiii cu mine? Da, moșule, am verificat. Iar tu, brăduțule, te-ai pregătit? Ți-ai îmbrăcat haina de sărbătoare? Sunt gata de împodobit. Trebuie să cârpim sacul cel mare, să nu se piardă vreo jucărie pe drum. Apoi să-l punem în sanie și să pregătim renii de plecare. La 12 fără un sfert, trebuie să-mi iau zborul. Grăbiți-vă, nu e timp de pierdut. Thank you.
Vai, ce faci? Stai, om de zăpadă! Toiagul nu e de joacă, e fermecat. Acesta-i toiagul meu, iar tu ai grijă de mătura ta. S-o fi lovit la cap în frigiderul ăsta. Sau are un șoc electric. Cât are? 1936. Temperatura e în normă. Om de zăpadă, da. Trebuie să aștern cea mai albă și pufoasă zăpadă în calea renilor. Dacă zăpada nu va sclipi, renii vor pierde calea și copiii vor rămâne fără cadouri. Grăbiți-vă, nu e timp de pierdut. Da, da, bun. Zăpadă, reni, cadouri. Zăpadă, reni, cadouri. Bingu, bingu, bingu. Bingu, vină încă la mine. Bingu. De ce stai? Fiecare a primit ordin, avem de lucru. Adică cum, adică de ce stau? Moș Crăciun a pomenit ceva de mătură? Păi mătura cu care vei așterne zăpada în calea rienilor. Dar mătura nu-i. Cum se poate? Și ce ne facem cu zăpada? Nu știu. Trebuie... Om de zăpadă, zici că ai călătorit. Păi, probabil ai uitat-o undeva. Păi, probabil că am uitat-o undeva. Concentrează-te și gândește-te pe unde ai putut-o lăsa. Pe unde ai călătorit. Da. Concentrează-te. Da. Hai, da, unde? Da. Dar nu mi-amintesc. Om de zăpadă, măcar un indiciu ceva, stânga, dreapta, cald, frig, nu știu că eram în frigider, înțelegi? Eram în frigider, dar acolo în frigider, n-auzi nimic. Să stai, poate că auzeam, da, auzeam niște ritmuri din astea așa, fierbinți. Ritmuri fierbinți? Aha. Dar poate ai fost în... Africa! În Africa! Da, am fost în Africa! Să mergem în Africa! Poate găsim acolo mătura! Așa, stai! Dar eu n-am viză! Și mie mi-a expirat viza în Africa! Păi și cum ajungem ce acolo? De făcut? Dar nici nu avem nevoie de viză când de există... Magia! Magia! Acum și ne vom teleporta în Africa! Repetă după mine cuvintele magice! Repet! Aveda Kedavra! Aveda Kedavra! Kedavra! Evrika! Evrika! Africa! Africa! Vem
degeaba. Aude ce mătură frumoasă ți-am găsit, ha? Asta înseamnă la revedere la ei, da? Da, da, da. Bun, și hai, bună ziua și la revedere. Dacă e mătura mea sau nu, e așa să văd. Ia vezi, hă? Îți place? Comod. Eu zic că ți se potrivește. Bă, nu stai, că asta nu e mătura mea, uite la ei, e cârnă. Și asta e mătura mea? Auzi, eu cu mătura mea puteam să dau semnale norilor. Iar ei ulterior, ia uite, ce cu mătura asta? Ei ulterior sunt primată fulgi de zăpadă pe pământ. Iar eu și aștern straturi, straturi, pe străzi și trotuare. Dar cu mătura asta n-am cum să comunic cu norii, dragul meu. Ce e cu asta? Se pare că așa, așa a rămas doar numele de mine, om de zăpadă. Fără mătură sunt absolut neputincios. Îi lasă că o vom găsi și pe a ta, om de zăpadă, nu dispera. Trebuie să ne concentrăm, să ne calmăm, important să nu facem nervi, să ne calmăm și să ne mai amintim pe unde ai călătorit. Hai, concentrează-te, o să te ajut. Pe unde ai călătorit? Prin China, în Japonia, poate, în Marea Britanie, în Statele Unite, poate, în America. America, am fost în America. Am fost în America de două ori. Să mergem în America, poate mătura asta. Să mergem în America, ne va ajuta, măcar la ceva să fie de folos. Măcar la ceva. Ține om de zăpadă, fac eu acuși niște farmece. Așa, repetă după mine. Ave da chedavra. Ave da chedavra. Ia uite, vezi? Cristoforus. Columbus. Americano.
așa, uite așa, am călărit eu prin America. Hello! Hello, my darling, my sweetest friends. How are you? Hello, n-ați văzut măturaslu prietenul meu? Did you see my mătura? Yes, where is? Iată și mătura ta. Thank you very much. Thank you, children. Goodbye. 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 Auzi, Pingu. Auzi, Pingu, ia-mi lungă, Pingu. Cum îți pare mătura? Eu zic că ți se potrivie. Păi, cum să spun eu? Cu mătura asta, Pingu, auzi, vină mai aproape, mă. Da, mătura asta, cu mătura asta, poți să scoți mai praful de pe tine, Pingu. Mătura mea, Pingu, ce asta-i mătura cu care să chemi nori. Ce fel de mătura e asta? Nu trebuie să caut în altă parte. Am vrut să caut în altă parte. Hai să merg amintul unde am fost eu. Am urcat undeva așa pe sus, până când am obosit așa. Și am mers. Ai urcat sus, mă, da. Poate ai fost în munți, om de zăpadă, în munți, da. Am fost în munți, sigur că am fost în munți. Da. Munți sunt mulți, sunt diferiți, sunt... Păi da. Amintește, stai alt. Stai să mă duc aminte, ăsta... Poate alt. Nu. Ural. Ăstea... Nu. Himalaya. Nu. Everest. Stai că nu. Carpați. Câte cunoștiți în geografia mea, Carpați. Nu, Carpați. Caucaz. Caucaz. Da. Uite, în Caucaz am fost. Am fost acolo doar o dată. Ei, stai un pic. Serios, să spun că am fost o dată acolo, așa e de frumos. Ai fi fost, dar tu cam câte kilograme ai? Cine, eu? Eu am cam vreo 3. Vreo 3 tone, probabil. Și cum crezi că ne vom căra noi kilogramele noastre prin lanțurile montane? Auzi, eu cred că ar fi cazul, uite, să mai mergem noi și așa, cum s-ar spune, o mai slăbi un piculeț, ți ți-ar prinde bine, nu mie. Câte nu faci în numele prieteniei? Păi ce, mergem, da? Să mergem. Hai, te rog eu foarte mult că... Dar după cât ți țin eu minte, pare-mi schimb, partea aia erau munții Caucaz, nu știi? Acolo erau. Hai să mergem. Hai să încercăm așa, ha? Stai. Păi, hai. Cu magia cum facem? Repetă păi da, după hai. Mine. Așa? Aveda. Chedavra. Chedavra. Piscus. Montanicus. Caucazicus. We'll be right back.
cântam și eu pe aici când eram așa. Mamă, mamă, se pare că s-o să te însori. Uite ce mătură frumoasă, cochetă. Frumoasă, asta-i cochetă, mătura, stilată. Te prinde foarte bine, alta nu mai căutăm. Eu zic să o iei pe asta și tot. Auzi, vă mulțumim, Pingu. Copii, vă mulțumim, fetele. Mulțumim, da. Danke schön. Da, ne-am urcat în munți, Pingu, dar a meritat. Dai cam ochioasă mătura asta. Auzi, asta nu-i mătura mea, Pingu. Mulțumesc, thank you. Mulțumesc. Asta nu-i mătura mea, Pingu. Spun eu că asta nu-i mătura mea. Mătura mea era o mătură specială. Așa o mătură așa, așa știi, așa o mătură așa, așa, așa frumoasă. Da, așa o mătură, așa o mătură, da. Degeaba da. Ne-am urcat în munți la așa înălțime, fără mâncare, fără ei. Protecție, fără apă. Mi-am riscat eu conul de dragul cui. Ei, Pingu, nu se poate, om de zăpadă. Cum adică, ne-am urcat și noi. Ai văzut și, ai văzut și tu ce oameni talentați trăiesc aici, în da, Munții Caucaz. Vezi? Ei, și te-ai făcut și tu un biculeț mai zvilt, mai slăbuț, mai frumușel, vezi? Uite așa, da mătura. Bine, atunci hai să coborim, să căutăm în altă parte, poate mai slăbim un pic. Serios? Da. Dar unde să mai mergem? Că eu chiar nu știu. Să coborim, hai, pentru ce sunt prietenii? Se ajută la nevoie. Unde să mergem? Mergem în Belarusia. În Belarusia? Da, în Belarusia. Cred că în Belarusia ai fost, da, scrie la tine frunte. Bine, hai să mergem în Belarusia. În Belarusia să mergem. Ave da, chedavra, că nu mergem așa. Chedavra. Ave da, chedavra, Belarusia! Belarusia! Adică n-ai fost pe aici. Bă, nu cred că am fost pe aici. Da, foarte curios. Foarte curios, om de zăpadă. Și unde ar putea fi mătura ta atunci? Nu știu, dacă nici în munți nu era frig, nu era. Nici aici nu era așa, un piculeț mai cald, nu era, nu știu. Bine, trebuie să ne calmăm și să o găsim. Aha. Pentru că se apropie ora 12, Moș Crăciun o fi gata. Dar noi călătorim. Nu mă speria, așa. Foarte mult. Trebuie să ne gândim. Cred că ai lăsat-o undeva unde era cald.
Logic! Da, logic! Era cald, da? Și nu ai avut nevoie de mătură. Da, într-o unde? Țară exotică. Exotică, da, undeva prin Spania. Spania, am fost de 5 ori în Spania, așa e de cald acolo și bine. Da, bine că erai în frigider. Acum trebuie să mergem în Spania. Hai să mergem în Spania, văd acolo e. Frigider, care parte e Spania? Spania e... Încolo? Încolo, încolo. Unde? Stai, acum ștăret. În... colo. A, încolo? În... acolo. A, bun, bine, hai acolo, să mergem în Spania, așa. Da, așa. Așa, da. Ave da, chedavra. Ave da, chedavra. Spania! Flamenco, Spania! Spania! Thank you.
Aoleu! Aoleu, nu mai pot! Aoleu, nu mai pot! Faraldo! Aoleu, nu mai pot! Faraldo! Grazie, senorita! Mă topesc! Seniora, per favore! Nu găsit a metra de la omul de zăpadrus! Aoleu! Faraldo, senorita, aoleu, dar mă topesc rău de tot, aoleu! Aoleu! Mai bine, deja! N-ați găsit mătura, ha? Aoleu, mă topesc și mai tare! Grazie, e mai bine deja, grazie! Aoleu, Pingu, unde m-ai adus, Pingu? Pingu, unde m-ai adus, mă topesc, ia uite la mine! Cade tot de pe mine, Pingu! Om de zăpadă, dar tu te topești de-a binele! Trebuie să facem ceva! Să sunăm prognoza meteo! Sună-te, rog, undeva! Prognoza meteo, se topește omul de zăpadă, prietenul meu se topește, trimiteți ceva, faceți ceva. Da, suflul iernii, avem nevoie de suflul iernii, hai că ne trimite. În spate, alo, prognoza meteo, da, așteptăm imediat. Suflul iernii, unde este? Prognoza meteo, suflul iernii, aoleu, da. Vine cu un ecou despre anul nou. Vine prevestind cu un vechi olimp cald și luminos. S-a născut Hristos. Se încinge vioi. Vrem să ne prindem în hore cu ei, cu dal de flori, stele și zugălăi. Iar admiră cum noi zâmbim, e încântată că atât o iubim. Ne molipsește de cazii fiori, către frumoasele e sărbători. La 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 la. Vine cu un ecou despre anul nou. Vine prevestind cu un vecolind, cald și luminos, s-a născut Hristos.
anii buni. Sunt ca de Crăciun, vine cu un eco despre anul nou. Vine prevestind cu un vechi colin, cald și luminos, s-a născut Hristos. Așa, îți mulțumesc, Pingu! Acum mă simt și eu cu mult mai bine, datorită prognozei meteo. Auzi, Pingu, ai văzut ce am văzut eu pe aici? Am văzut așa o fată frumoasă, împreună cu Pașa Parfienie. Dar de unde îl știi tu pe Pașa Parfienie? Păi l-am întâlnit undeva pe aici, unde mai eram eu, prin alte țări, am fost undeva. Poate el te-a făcut. Păi nu, el m-a făcut? Da, mai știi. Așa frumos, crezi? Da, ei, dacă Pașa poate face așa un oameni de zăpadă. Eu cred că ești făcut de un artist, că văd că ești făcut așa și perfect proporționat. Ei, păi frumos. Artiștii știu să facă oameni de zăpadă. Da. Știi? Uite. Ce-a fost asta? Cum adică ce-a fost? Aproape că ne-am demascat. Aproape că ne-a văzut copiii, ai văzut? Nu, dar suntem personaje de poveste, a? Slava Domnului că nu ne-au văzut, că nu suntem vii. Ei, dar în schimb, ai văzut cum mă iubesc pe mine copiii? Mi-au dat și fular, frumușel. Da, adică copiii te iubesc, dar pe mine nu mă iubesc, da? Păi, cu i-au dat fulare, aia da, spune-mi. Te iubesc acum, dar dacă renii lui Moș Crăciun nu vor vedea zăpada aterizată pe pista de decolare, s-a zis cu tine, nici copiii nu te mai iubesc, nici cadouri s-ar putea să nu mai primească nimeni. Uite aici ai dreptate, uite aici ai dreptate, dacă nu... Bun, zăpadă, dacă nu aștern zăpadă în calea renilor, s-a zis cu mine, moșul n-are cum să aducă cadouri pentru și fiecare copilaș. Nu-i mătura, stai, vibrează telefonul, alo, da, Moș Crăciun? Da. Lucrăm! Da. Așternem, zăpadă, mătura, tot, da, lucrăm! De grabă va fi gata. Da, gata. Așteptăm. Ce așteptăm? Vine. Aoleu, vine. Auziți, vine. Pingu, vine, Moș Crăciun, Pingu. Ce ne facem? Pingu, vine. Come on.
sărbătătorit omătul noi aici. E de lucru pentru omul de zăpadă. Dar unde-i oare? Își face de cap. Sau poate s-a rătăcit în pădurea întunecoasă? Brăduțul trebuie să-l fi văzut. Îl chem îndată. Dintr-un motiv mult prea important. Ce poate fi mai important decât surpriza pe care o pregătesc eu împreună cu prietenele mele cochete pentru toate viețuitoarele pădurii? Nu l-ai văzut pe... Privește atent! Să mergem! Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Thank you.
everybody loves my baby. But my baby don't love nobody. Nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby. But my baby don't want nobody. Nobody but me. That's plain to see. She's got a form like Venus. Honest, I ain't talking Greek. No one can come between us. She's my Sheba, I'm her sheik. That's why everybody loves my baby. But my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Și prietenele mele cochete? Am rămas fără cuvinte. Am și uitat pentru ce am venit. Dacă totuși ai venit, am să-ți mai descoper un talent pe care eu îl am. În fiecare seară mă apropii de fereastra unei case fermecate unde cântă copii și fac vocalize împreună cu ei. Hai să-i ascultăm! Sunt aici, aproape. Să mergem! Bye.
da, nu irosești timpul în zadar. Întotdeauna am știut că ești foarte talentată. Dar se apropie sărbătoarea și trebuie să fii cea mai frumoasă. Am să invit în ajutor spiritușii mei, care au ochi bun la împodobit și vei avea grijă ca să fii cea mai frumoasă. La tine. Dar unde s-a agăț această bomboană? Aici? Sau aici? Sau poate mai bine aici? Unde e mai bine? Cum crezi? Moșule, moșule, ești după talia mea subțire și mlădioasă.
copiii nu trebuie să mă vadă, e un semn rău, iar talia ta mlădioasă mai trebuie învelită un pic. Ai văzut căluțul copiilor? Anul nou vine în galop și tu trebuie să fii frumos împodobită. Ia-ne învârte-te un pic să te văd mai bine. Frumoasă ești! Au mai rămas câteva nuanțe. Am să o invit pe Zâna Fulgilor, care are ca să-ți pună jucăriile ei magice. După Zâna Fulgilor. Am auzit că Zâna Fulgilor, tu ce nimerește la ea amână ea viață. E drept, moșule? Da, da, da. Acum pleacă la locul tău ca să fii de găsit. Mi-am amintit de ce aveam nevoie de tine. Îl căutam pe omul de zăpadă, dar se pare că nu l-a văzut. Trebuie să-l caut singur.
Tu cine ești? Cine eu sunt? Da? Păi, ne cunoaștem de undeva? Păi eu sunt ăsta, eu sunt... Cine eu sunt... Cine e? Eu sunt... Nu mi-amintesc. Știu, știi, cred că semeni cu trei planete. Adică? Una mare, aha. Da? Una mică, aha. Și una și mai mică. Ei, da. Da, sunt lipite, trebuie da, să le deslipim. Da, sunt lipite. Stai, te rog foarte mult, hai nu trage, așa că mă doare rău de tot. Nu de asta, da, uite, mă tem ca să-mi faci și mai rău, da? Hai, poate întrebăm tu, de cineva. Dar eu cine sunt, nu știu, cine hai, poate întrebăm pe cineva. Cine suntem noi, nu știți? Nu știți, dar de cine întrebăm, cine suntem noi, a? Nu știți cine, dar de cine să întrebăm, a? Hai că nu înțeleg chiar de cine. Cine sunt eu? Cine sunt eu? Da, eu cine sunt, nu știi? Sigur că știu! Cine? Tu ești un om de zăpadă, iar tu ești un pinguin! A, bingo! Dar voi chiar puteți vorbi? Hei, veniți încoa! Au vorbit! Omul de zăpadă și pinguinul sunt vii! Ți s-a părut, sunt doar niște jucării mari! Să mergem! Ai auzit? Era că trebuie chiar să ne demascăm încă o dată. Aolea, da, slava Domnului că ne-am demascat. Dar nu știu, stai, hai să ne aducem aminte. Eu te căram. Tu mă cărai. Dar tu erai fără cunoștință. Dar de ce eram eu fără cunoștință? Dar de ce erai tu fără cunoștință? A, da, mi-am amintit. Păi mă sunase Moș Crăciun. Da, te sunam Moș Crăciun. Ești prietenul meu, dar nu puteam să te trădești. Și-ai spun că tu ai pierdut mătura. Da, mătura, am găsit mătura, asta e toată problema. Și n-am cum să aștept zăpada în calea renilor. Aoleu, stai că mi-am adus aminte, noi vorbim ceva de planete, da? Știu că eu am fost odată la un bal dat de lună și de stele, păi de acolo este mătura. Hai să mergem de zăpadă, mai nu spune că acum trebuie să ne cărăm kilogramele noastre printre planete, știi? Bingo. Vrem, vrem la planete. Pingușor, pinguliță. Hai, te rog să ajungi. Hai, te rog, pinguliță, pingușor, pingușușor. Hai, te rog să mergem undeva pe o planetă, să vedem, poate acolo este mătura. Ce nu fac pingușor. Eu de dragul omului de zăpadă? Bine, hai să mergem la planetele tale, încotro. Mergem sau zburăm? Zburăm la planete. Altfel n-avem cum, da. Bun, hai, dar atunci, uite, trebuie să luăm. Trebuie să inventez o vrajă, trebuie să inventez o vrajă nouă, dar să mergem, stai. Ce văzui acolo? Stelele! Stelele în ajun de Crăciun luminează și mai tare. Da. Ele ne vor arăta calea. Să mergem să ne conducem după stele. Unde sunt stelele? Să iasă, Uite stelele, multe stele. Uite carul mare. Da, uite stele, stele. Să zburăm. Uleu, ce de multe steluțe. Să mergem, să zburăm după ele. Thank you.
Ai văzut ceea ce am văzut și eu, Bingo? Da. Ce ai văzut tu, dar ce am văzut eu? Această planetă am văzut-o și pe alba ca zăpada se primbla. Înseamnă că mai avem timp să găsim mătura, da? Crezi? Da, fiindcă aici n-am găsit în această galaxie, nu? Da. Eu propun să mergem spre o altă planetă, poate acolo e, chiar nu mai știu unde putem să găsim. Să mergem pe planeta Sărbătoare. Pe planeta Sărbătoare, exact. Cu siguranță acolo ar fi lăsat-o, dar să zburăm! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Des bongos, des bombos, du tomba en chantant cette air-là. 1, 2, 3 Chaud cacao, chaud chocolat. Si tu me donnes des noix coco, moi je te donne les ananas. Chaud cacao, chaud, chaud, chaud chocolat. Les kiki, 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 oui. Les babas, des bébats en bas. Tu sur un train. Eu unica ce vreau să spun că eu aș fi rămas pe această planetă, că mie îmi plac așa de mult dulciurile. Ei, lasă dulciurile în grija copiilor, că ei se descurcă foarte bine cu dulciurile, ție o să-ți apară carii. Tu mai bine te-ai gândit la mătura ta, pe care noi încă n-am găsit-o. Mătura, n-am găsit-o și e de mătură. Păi, dar nu mai știu unde să pot, unde mai pot căuta mătura mea, înțelegi? Nu știu, cred că doar o minune mă poate ajuta. Minune? Minune, ei, da. Unde zăpadă? Ai creier în cap. Bine ai zis, minune. Păi,
Eu doar nu sunt un pinguin obișnuit, sunt un pinguin legal. Păi și? Și am eu un prieten. Aha. Cel mai mare magician din univers. Ei, nu mai spune. Da, da, da. Am făcut cunoștință cu el la facultate, cu Harry Potter pe acolo. Aha, da, uau. Da, și doar că trebuie să zburăm pe planeta magică. Care? Parada Ale. Ale. Ce zici, zburăm? Păi, ai curaj? N-avem încotro, hau, uite de acolo. Vezi că e periculos, mă las pe mine să vorbesc, da? Ha? Ok, bine, te las eu, hai și... Să mergem, închide ochii. Aha. Da, hai, că el nu vrea să-ți vadă ochii. Hai. Așa, zburăm! Zburăm! What's going on? Mătura, bună seara! N-ați văzut mătura mea? Nu, n-ați văzut mătura mea? Aulă, nici aici nu-i mătura. Om de zăpadă, nu mai căuta zadar, că am aflat eu ce era de aflat. Aulă, degeaba sunt deștept, știi? Adică ce era de aflat? Ia spune-mi, te rog. Circul este, dar magicianul nu-i. Adică? A plecat în concediu și a rugat să nu fie deranjat. Păi n-am așa înțeles. Că nu-ți poate face o altă mătură. Dar stai că n-ai înțeles că n-am nevoie de altă mătură. Eu am nevoie de mătura mea care poate recepționa mesajele norilor, cu care pot comunica, ca ei să-mi trimită fulgi de zăpadă și eu să-i aștern pe pământ aici așa. Tripăd în față lumină. Lumina. Asta e lumina lunii. Solitar. Da. Luna, să o întrebăm pe luna. Stai, cum adică să o întrebăm pe luna? Luna, mătura, cam incompatibilă treaba asta. Nu mai contează mătura. Da, stai. Aoleu, nu. Ne-a observat deja. Thank you.
strigați. Nu înțeleg oare ce s-a întâmplat. Sper că este ceva important. Am auzit ce vorbiți, nu știu eu ce gândiți. Dar lăsați-mă una să fiu. Vreau să plecați, dar ce mai stați? Voi trebuie să luminați, să limpeziți și să sclipiți calea pământenilor. Dragii mei, încetați și vă rog, mă ascultați. Nu vreau să mă căutați. Dar ce mai stați? Voi trebuie să luminați, să limpeziți și să sclipiți calea pământenilor. Eu vreau să plec. Gata! O, Pingu, dar de ce o fi luna atât de tristă, că m-a băgat și în sperieță, auzi? Spune-mi, te rog, știi tu? Tristă luna? Păi da! Supărată! Eu om de zăpadă, bine că tu ai un prieten așa ca mine, da, Pinguir? Dar luna este tristă, pentru că întotdeauna este singură, că nu-și poate întâlni dragul. De soarele, luna într-o parte, soarele, nu înțelegi de relație. Păi, băi, hai să mergem la soare, să-i spunem soarele, că uite luna, că uite luna, că uite soarele. Om de zăpadă, dacă mergeai pe soare, nu rămânea nici pălăria asta din tine. N-ai mers pe soare, era să te topești acolo. Aoleu, și-au, cum găsim noi, amătura, măi. Măi, Pingu, măi, 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 măi. Trebuie să călătorim pe altă planetă, nu trebuie să ne dăm bătuși. Tu auzi? Da. Auzi? Da. Eu, uite, încerc să văd, dar nu văd. Da, se aude. Foarte tu vezi, nu vezi, auzi, eu nu văd, dar aud niște glasuri minunate de pe o planetă îndepărtată. O fi oare acolo mătura? Probabil, să mergem să vedem. Hai să vedem, nu știu dacă am fost pe acolo, dar atât de mult îmi place cum... Cum se aud vocile astea minunate, să zburăm! Dar fai, fai. Bon, chica, bon, chica, bom, bom, bom. Nu
plac domnițelor. Poate par ciudat și dezordonat, dar sunt visător. Vreau să vă distrez, mai exagerez și mai greșesc. Voi sunteți multe, eu sunt unul, e firesc. E vina ta, da, 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 nu mai fi așa. E vina ta, da, da, dar te puteam schimba. E vina ta, da, dacă vei ceda. Să-mi schimb îndeletnicirile, știi? Adică? O să mă apuc și eu de cântat și dam o propunere pentru tine. Poate facem și noi showbiz, facem o formație împreună. A, formație! Poate face, câștigăm și niște bani. A, cum? Adică, și cumpărăm o mătură super performantă. Da, da, da. Ce zici? Hai să încercăm. Poate ne susțin și... Cum? Eu cânt la gitară, dar tu faci vocalize, e bine? Ok, hai, tu de acord. Să ne întoarcem acasă. Poate în lipsa noastră cineva a găsit-o, mai știi? Păi, bine, și cum ajungem acasă? Spune-mi-o, cum ajungem acasă? Foarte bine, mergi după mine. Avada, kedavra. Aoleu, știi, tu, așa-mi vine doar de casă, că vine să... Hai să vine să-i spun moșului tot ce am făcut, numai să ajung mai repede acasă. Mă duci acasă? Eu te duc acasă, dar eu aș zice să nu-i spui moșului. Da, bun. Hai, spune cuvintele tale magice. Avada, kedavra, mergem om acasă! Acasă! Strezile în alb s-au îmbrăcat, cerul e albastru și curat în noaptea asta minunată. Vin colindătorii pe la porți să-i primim cu daruri pentru toți în noaptea asta minunată. Le trăiești în noaptea asta minunată.
sărbători cu bradul luminat, sărbători cu sufletul curat, cu maci oameni de zăpadă. Iarna cu steluțe mii și mii, clopoțe și glasuri de copii, ne-aduce-n dar Crăciunul iar. Aoleu, dar cât mai avem, Bingo? Chiar că nu mai pot, Bingo! Când ajungem acasă, Bingo? Vezi, vezi? Deja am ajuns acasă! Uite, serios? Uite, da, uite, atmosfera de sărbătoare! Toată lumea s-a pregătit! Mai noi umblăm aiurea, da! Adică umblăm aiurea, noi căutăm mătura mea, înțelegi? Că să pot și eu așterne! Căutăm foarte bine, dar n-am mai găsit-o! N-am găsit-o, dar poate nu știu, să mai întrebăm de cineva sau nu știu, a? Bingo, vină în coamă! Amintește, ți-amintește, nu te mai poate ajuta nimeni! Tu ai pierdut-o, tu trebuie să o găsești! Păi eu trebuie să o găsești! Amintește-ți! Era mătura sau nu era? Păi, că nu mai am nici în țintă răbdare cu tine, zi? Era mătura. Și apoi parcă nu mai era. Nu, da, stai, parcă era. Sau era. Nu mi-amintesc, Bingo, nu mi-amintesc, Bingo. Las că am eu acte cu jocul tău. Adică? Ce o să fac acum? Ce? O să te hipnotizez. Asta acum. Asta, da. Închide ochii. Aha. Închide ochii, respira adânc. Respira adânc, concentrează-te. Așa. Omulus, dezapadulus, rememberus, todolus. Văd cum cad fulgi mari de zăpadă, văd. Și după asta văd cum copiii sunt în jurul meu, văd mulți copii, mulți copii. Și o vedeți.
noaptea asta, colonghierul sus, stelele lucrează foarte cetare, căci la lună în placă, steaua sfântă care a îndrumat pe vreme magii la Iisus. Tot de zor, în noaptea sfântului ajung, cât se mea și rază harnicile stele. Pentru noi copii, toc să facă ele funia budete pentru Moș Crăciun, ca să ne aducă ea de colo sus, pe la toți copiii darurile care ne va trimite ea, la fiecare, sfântă și curioasă, Mama lui Iisus. Să le aud vocile lor zgrobii, să văd cum fac mii de urme de zăpadă în jurul meu, iar când vine noaptea, eu să aștept iarăși zăpadă, straturi, straturi, ca dimineața, zăpadă să fie albă și bufoasă. E minunat ceea ce faci, dar nu poți rămâne singur în noaptea de Crăciun. Vino să se pătărești împreună cu noi. Mi-aș fi dorit foarte mult, dar nu pot. Sunt prins aici, unde m-au făcut copiii. Unde, zăpadă? Tu crezi în miracole? Da. Toți copiii știu că Moș Crăciun e bun. Da. Și primește toate dorințele copiilor. Închide ochii. Așa? Vreau ca omul de zăpadă să fie cel mai, cel mai, cel mai, cel mai fericit! Îți mulțumesc, Anita! Sunt cel mai fericit om de zăpadă de pe planetă! Oh!
Bravo!